Iaunis, transmisiune în directă de la Cornișa. Haideți să vă spun ceva. De obicei, de anul nou, așa, ne apucă pe toate, să vă văd la ochi, ne apucă pe toate intențiile bune și luăm hotărâri cine suntem noi. Bun. Eu sunt mai specială și m-am gândit să iau hotărâri de Paște. Nu chiar săptămâna asta, că din punct de vedere culinar se poate, cu felii de cozonac și pască și ce mai fi. Așa că nu mă apuc de dietă. Dar m-am gândit că două zile pe săptămână să vin aici la Cornișa. E ceva terapeutic pentru mine, pentru că am niște retracții postoperatorii foarte urâte și mișc greu și mâna, și am constatat că de un an și ceva de când n-am mai venit la not, treaba s-a înrăutățit la mine și zic, măi, o merge, dar măcar să nu fie și mai rău de atât. Eu sper că va fi bine, pentru că în apă, apa e caldă și cicatricile cheloide se mai moaie și mușchiul începe să se mai dezmorțească. Dar nu despre problemele mele vreau să vă spun. Vreau să vă spun că niciodată nu-i târziu să luăm hotărâri, știți? Și eu sper să mă țin de programul ăsta, să mă țin de ieși din casă. Îmi lipsește foarte mult. Cred că este singurul lucru care îmi lipsește la pensie, faptul că nu ies din casă. Pentru că n-am condus mașina de vreo 3-4 luni, chiar nu prea am condus, vreau să vă spun că m-am stresat foarte tare cu drumul până aici, deși, slavă Domnului, orașul s-a decongestionat, deci am avut noroc, dar uite așa nu-i bine să te lași, cu cât te lași, cu atâta toate se atrofiază și buna dispoziție și capacitatea de a purta conversații cu lume cunoscută, mai puțin cunoscută, străină, încep să fie angoasat de spații largi sau cum s-am fost eu la volan, parcă nu mai condusesem de nu știu cât timp. Da, chiar dacă avem niște deprinderi, este foarte bine să tragem de dinții de noi și să le menținem bune. Da, deci eu sper să mă simt foarte bine. Mă simt din nou tânără, mă simt ok. Sper că peste 3 ore, când voi ieși de aici, să nu fiu moleșită și să mă țin la bolană. Vă pup și vă doresc în continuare sărbători fericite și sper să ne vedem mai des. Vă pup! Mă apuc de noapte.